called people before getting baptized, they go through a process of first of all learning about it and becoming their own will to join Christ. And then when they feel that they are at that stage, they go through what we've done at the back of the church. We renounce Satan, we renounce whatever we've been through up to that point, and then we turn around for 180 degrees toward the east, toward the altar, and that's when we ask to join Christ and to get eventually baptized. And that's exactly what we've done at the back of the church. It's been a process that has been in the very first church, in the very first young church straight after our Lord Jesus Christ, and it will be that's the routine, and that that will be up to the end of this. Alright, I might be struggling with the English word, so please don't take any bad wording as too meaningful. Should we invite this guy? Not yet. I'll guide you through the time. And now we're going to have the start of the action service for the baptism. Binecuvântată este tămâia Sfinților, pe care acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămâie pentru că este de soară, de două nouă, 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 de două nouă. Nu te mânea pentru coasă, nu spune Dumnezeu de Dumnezeu de Dumnezeu. Și s-a apăcat în Domnul și să-i împărăiește de Dumnezeu de Dumnezeu. Că știu Dumnezeu nou, nu spune pe poporul tău. Tot cu tine, Doamne, cu Dumnezeu, că mă rog, acum și până așa, nu știu ce-a bine. Tu și-a milos de vire deschidă, nouă binecuvântată, nu știu toată Dumnezeu, ca să nu vedem cei ce ne revenim cu vire, să nu vedem cei ce ne nevoie. Că știu de ce vrea mea. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Domn, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să rămânăm. Pentru pacea de Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru pacea toată lumea, pentru cuvântarea Sfântului Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne vorbește. Pentru sănătățirea ta, pentru toți cei care cu credință, pe plate și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în rânsă. Domnului să ne vorbește. Și pentru ca să se arate el ziua luminii și moștenitor al lumei și sărbătoarea
Dumnezeu, că azi, în Iubire,